am avut de multe coliniare, am vorbit de simetricul, simetricul unui punct față de altul dat, adică când două puncte sunt simetrice față de... Asta spune de ce? Mijlocul nu-i simetric aici. Mijlocul unui segment. Nu așa se spune. Punctul acela, raportul care se gândește simetricul, este de fapt mijlocul segmentului. Mijlocul cu față de mâna altă dată. Lungimea unui segment. Segment. Și operații. Am făcut cu segmentul ăsta, cu celălalt, calculerul, am făcut acolo cât trebuie, da? Și operații. Operații. Cu lungime. Numărul de drepte. Da? Pentru. Situația că toate punctele sunt distincte și necoliniare, da? Da. Pentru puncte distincte și necoliniare. Numărul de drepte, da, pentru puncte distincte și necoliniare. Cam asta a fost conținutul lecției. Hai să ne spunem prietenii noștri de vizionare plăcută. Și să, ce să facă Daria? Să dea like share și să aboneze la canal. Deci să dea like share și să se aboneze la canal. Foarte important lucru. Și în felul ăsta ne ajută foarte mult toți cei care cereau. Și să răspândească ideea. Adică toți cei care știu de Prof. Online să se pună mâna pe telefon și spun, n-am descoperit pe Prof. Online. Știu că există. Uitați-vă, mai văd ce învețire cu el. Așa cum spuneam, că astăzi am fost o plin de stradă și am avut o stare de bine extraordinară. Nu v-ați fi aflat. Și deodată mergem pe stradă și se oprește. Și așa m-am și speriat. Dumneavoastră sunteți. A zis, da. Mi-am dat seama că se întâmplă la Prof. Online. Da. Și eu sunt profesor de matematică și fac lecțiile după dumneavoastră. M-am umplut prin inima de bucurie. Fac lecții după dumneavoastră și cu copiii comentăm lecțiile dumneavoastră. Este spectacol de ce faceți. Iată că am văzut un tânăr profesor care a avut curajul să spună că e el. Da, da, da. Haideți să ne oprim. La revedere! La revedere!